Menaiat, așa vorbește Domnul, poporule, pentru fiecare cauză în parte aveți credință în mine, zice Domnul, căci da, eu am putere să scot din mijlocul încercărilor, oricât de mari ar fi ele, zice Domnul, dar așa vorbește Domnul, este vremea unei cercetări deosebite în corturilor voastre, zice Domnul. Este vremea unei cercetări a ființelor voastre, căci da, unii au solzi pe ochi și nu pot vedea, zice Domnul. Alții, da, au urechea care nu este tăiată împrejur și nu aud glasul meu. Vreau să intru cu mântuire dacă ci este vremea pregătirii pentru mireasa mea, zice Domnul. Încercările vor veni pe întreg pământul și timpul este scurs și aproape când unele evenimente se vor precipita. Șemania de graiet falto cantomenaie și iată, mulți, da, vor fi împietriți și vor rămâne pe cale și alții șemania de graiet falto cantomenaie care au în ei fire pământească și lucrurile pământești care sunt prinși în mania de graiet falto cantomenaiet cu alte lucruri care nu-s plăcute mie, zice Domnul. Aceștia greu vor putea înainta în aceste vremuri tulburi care vor veni, dar iată, zice Domnul, se vede o ceată șemania de graiet falto cantomenaiet care da au hainele de in subțire pe ei și care merg în lumină, doar aceștia vor vedea soarele neprihănirii, zice Domnul. În scurt timp un nor va începe să acopere pământul puțin câte puțin. Șemania de graiet falto cantomenae și va acoperi întreg pământul, dar zice Domnul, cel ce cheamă numele meu este la adăpost, zice Domnul. Trageți obloanele caselor voastre în taină, vă vorbesc, spune Domnul. Ungeți-vă ușorii minții voastre și a caselor cu sângele meu care are putere și a, zice Domnul, și nu lăsați ușa deschisă duhurilor de frică și teamă să vă cuprindă, căci da pe mulți vor duce în larg și nu vor avea scăpare, zice Domnul. Dacă spuneți că îmi cunoașteți cuvântul și trăiți în el, zice Domnul, nu veți fi o pradă ușoară pentru străinul care caută să vă slăiască de putere. Fugiți de tot ce vi se pare rău, zice Domnul. Trăiți în dragoste și în pace și astfel Domnul va trimite o spăț necurmat pentru voi. Șemania de graiet falto cantomenae și Domnul vă va umplea de bucurie inima și casele voastre. Aveți încredere în cuvântul meu. Așa vorbește Domnul care este, da, amin, amin.